Domnule prim-vicepreședinte, stimați colegi parlamentari, domnilor primari, stimați colegi, consilieri județeni, consilieri locali, directori, președinți ai organizațiilor teritoriale din jurul razei secțiilor de votare, din jurul secțiilor de votare, stimați colegi care ocupați și alte funcții politice și nu în ultimul rând, stimați membrii care, deși nu aveți funcții, sunteți trup și suflet lângă noi, lângă cei pe care ne-ați votat acum 4 ani să vă reprezentăm interesele la conducerea partidului la nivel județean și municipal. Salut și reprezentanții presei, mulțumim că sunteți alături de noi. Iar înainte de a începe discursul, trebuie să recunosc că, cred că stând așa lângă domnul primar, i-am preluat toate emoțiile. Acum am început așa ușor să tremur, dar sper să mă descurc în fața domnilor voastre, pentru că mărturisesc că este mai greu să vorbești în fața unei săli în care oamenii te cunosc, decât în fața necunoscuților. Este mult mai greu să vorbești acasă, decât în deplasare, ca să ne exprimăm ca la fotbal, pentru că avem și această echipă în Liga 1 și o să avem și stadion modern la Botoșani. Într-un asemenea moment, când am în fața mea încă 240 de colegi, este destul de dificil să-mi aleg cuvintele și să am un mesaj scurt, pentru că așa cum am văzut cu toții, dacă este să ne raportăm doar la sinteza care ne-a apărut în față în acel clip de prezentare al investițiilor din municipiul Botoșani și sinteza pe care ne-a făcut-o și Bogdan pe parte politică, noi nu prea mai avem așa mare lucru ce să spunem, dar vreau să subliniez că ceea ce am observat eu de-a lungul anilor, în cei peste 10 ani de când sunt prezentă fizic în sediul Partidului Social Democrat, am observat o organizație municipală care are o activitate și intensă, și complexă, și tonică, și de cele mai multe ori extrem de provocatoare, dar care, iată, la fiecare rând de alegeri, ne aduce rezultate. Și nu ne aduce doar rezultate politice, ci evident ne aduce și rezultate administrative. Însă, mai presus de activitatea noastră politică, stă, bineînțeles, comunitatea locală, adică botoșenenii, cei care au avut încredere în anul 2020 în oferta noastră electorală. Și iată că după 3 ani de când domnul primar a depus jurământul, observăm cu toții, deși poate nu ar trebui să subliniez ceea ce este evident, observăm așadar că primarul Cosmin Andrei nu este un experiment politic sau administrativ, ci este garantul dezvoltării administrative a municipiului Botoșani. Iar pentru asta, asta voiam să vă rog, am nevoie de aplauzele dumneavoastră ca să confirmăm încă o dată că am avut inspirația cu toții să ne punem viitorul în mâinile domnului președinte Cosmin Andrei. Mergând mai departe, tocmai pentru aceste lucruri pe care noi le-am realizat împreună în 2020, suntem obligați să ascultăm în continuare vocea botoșănenilor și să ne mobilizăm cu toate resursele pe care le are fiecare dintre noi pentru a-i fi alături domnului primar și în perioada următoare. Pentru că anul viitor este un an extrem de dificil, dar sunt convinsă că împreună cu toții vom canaliza așa din energiile noastre către domnul primar și ne vom interconecta în așa fel încât în 2024 să fim câștigători fără emoții. Pentru că, de ce să nu recunoaștem, în 2020 am avut puține emoții din cauza unor nereguli, să le spunem, și mă rezum doar la atât.
Mergând mai departe, dacă poate în istoria noastră organizațională am mai avut așa și mici sincope, iată că de când domnul primar conduce municipiul Botoșani, munca în echipă a devenit elementul dominant al organizației noastre, ceea ce nu poate decât să ne aducă și ne aduce de altfel rezultate nu doar în plan politic, ci și, cum spuneam anterior, în zona administrativă.